Te salut! Știu oarecum ai putea să scapi de neînțelegerile tale cu clientul tău când îl tunzi? Nu știu dacă ți s-a întâmplat până acum, dar mie mi s-a întâmplat de multe ori să mi se ceară, de exemplu, să bag numărul 1 în laterale și pentru că eu am văzut că părul este mare, am băgat un numărul 4 sau un numărul 6. Și spre surprinderea mea, numărul 4 sau numărul 6 era bun, iar numărul 1 nu era bun. Asta ce înseamnă? Înseamnă că clienții noștri care vin să tundă la noi, ei nu cunosc numerele, ei nu cunosc dimensiunea, nu-și dau seama cât de, care este dimensiunea părului lor în laterale, sub nicio formă nu știu care este diferența între numere, dacă au auzit probabil de numărul 1, numărul 2, numărul 3. Le-a rămas în minte treaba asta, dar ei nu știu exact cât are numărul 3, cum se aranjează părul, că e foarte important. De exemplu, ai putea să bagi un numărul 4, dar contează unde îl introduci, pentru că e posibil ca acolo unde îl introduci să fie o adâncitură, niște oase mai evidențiate, mai ieșite în relief și o adâncitură și poate numărul 4 acolo îți lasă o zonă foarte închisă la culoare, foarte o zonă care pare mai deasă, o umbră foarte disgrațioasă. Sau poate să pară mai scurt zona în care ai băgat numărul 4, pentru că, din nou, poate e o zonă mai adâncită, poate e curbura capului în care ai intrat fără să vrei. Și atunci e foarte important când îți cere clientul tău ceva, să fii sigur că ai înțeles ceea ce ți-a zis el, ceea ce ți-a explicat el. De multe ori clienții explică sau cer niște lucruri imposibile sau cum ar fi, vreau și eu să-mi bagi, nu știu, 3 cu 1 sus. Cum adică numărul 3 în laterale cu 1 sus? Adică mi s-a întâmplat chestia asta de câteva ori și am mai întrebat și alți frizeri și s-a mai întâmplat și lor. Eu am crezut că e o glumă prima dată, dar de fapt nu era o glumă. Clientul respectiv chiar vroia numărul 3 în lateral și 1 sus. Când de fapt poate vrea de fapt 1 în lateral și 3 sus. Și el nu a făcut o glumă, el chiar era 100% convins că așa ce a cerut el este bine. Și ideea este în felul următor. Puteți să aveți mari, mari probleme în momentul în care nu v-ați înțeles cu clientul vostru. Pentru că clientul vostru întotdeauna o să vă găsească pe voi vinovați pentru ceva care el a cerut, nu a înțeles sau nu a știut exact ce a cerut și el s-a așteaptă ca rezultatul final să fie unul perfect, unul fabulos, unul extraordinar de bun. Dar în multe cazuri, dacă nu vă înțelegeți cu clienții voștri, o să vedeți că veți pierde pe acel client. Clientul va da vina pe voi, nu se va mai întoarce la voi, își va spune prietenilor lui că uite, nu te duce acolo, că băiatul ăla nu știe să tundă, nu o să zică niciodată că el n-a știut să explice. Chiar dacă tu poate ai încercat să comunici cu el și să explici niște lucruri, dar dacă nu i le-ai explicat pe înțelesul lui, pentru că subliniez pe înțelesul lui, dacă nu i le-ai explicat complet, el nu știe. Și e foarte posibil să nu înțeleagă. Nu poți să-i oferi atâta o bucățică când el are nevoie să știe atâta. Și ideea este că nici nu trebuie să le umpli capul clienților cu foarte multe informații, nu poți să le pui 20 de întrebări, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să-i pui 2-3 întrebări la început, ca să fii sigur că el ți-a explicat exact ce vrea și nu vor fi probleme pe parcurs. De multe ori vin clienții cu o poză și zic, uite, fă-mă și pe mine că am poza asta. Și tu trebuie să vezi exact ce tip de păr are clientul tău pe care urmează să-l tunzi și să nu scapi din vedere ce păr are cel din poză, pentru că de multe ori cel din poză are un păr foarte bun, pentru că de-aia s-a făcut acea fotografie pentru că respectivul model, respectiva persoană care a fost unsă și pusă în acea poză, în acea fotografie, are un păr bun. Nu o să vedeți în poze oameni cu păr
necalitativ, cu imperfecțiuni în el, forme ciudate în poze, nu există așa ceva. Dar realitatea este că în frizerie nu întâlnești doar clienții din poze. În realitate, în frizerie întâlnești foarte multe tipuri de păr și foarte multe tipuri de styling, foarte multe tipuri de clienți care nu se tund ca în poze, dar unii din ei ar dori să se tundă ca în poze. Și atunci, dacă clientul tău nu are părul, nu are forma capului, nu are fizionomia, forma feței, da? Corespunzătoare cu acelui din poză, clar o să ia să ne înțelege la sfârșit. Și ca voi să nu pierdeți clienții, atunci voi trebuie să vă înțelegeți foarte bine cu ei. De exemplu, la mine când vine un client, eu îl întreb următorul lucru. Îl întreb, în primul rând, dacă are zone sensibile, dacă are vreo aluniță pe undeva ca să nu introduc mașina în acea zonă și să-i retez alunița care poate este în păr și eu nu o văd la timp și atunci îl întreb din timp, o să aveți surpriza ca și la acest punct, o să aveți surpriza neplăcută că mulți clienți zic că nu au alunițe, dar au foarte mici de culoarea pielei și pe ceafă, foarte jos pe ceafă și voi când o să faceți zona asta, când o să pierdeți zona asta și o să băgați shaver-ul sau o să băgați o mașină de contur sau o să băgați zero aici, e foarte posibil să retezați acele fire, acele alunițe care sunt între firele mai mari și mai dese ale multor persoane. Și este foarte important să introduceți un pieptăn înainte în păr și în păr, în laterale sus, să vedeți dacă întâlniți vreun blocaj, dacă întâlniți vreo aluniță, iar aici sub manta, deci sub unde punem gulerașul și închidem mantaua, la fel, după ce dăm mantaua jos, trebuie întâi să suflăm foarte bine cu fionul și cu pămătuful să scuturăm zona aceea și cu un pic de pudră de talc ca să se ducă toate firele de păr și să vedem exact clar zona aceea sau pe cât posibil dacă este foarte des aici pe ceafă părul, să vedem cât se poate de clar ce se întâmplă acolo, ce este acolo. Există vreo aluniță, se vede prin firele de păr. Luăm un pieptăn și încercăm să despărțim firele de păr dacă sunt prea dese sau prea multe, ca să vedem ce este acolo. De multe ori, acele alunițe pot fi retezate cu ușurință și anumite alunițe sunt cancerigene, iar altele nu sunt cancerigene. Iar diferența dintre ele nu le stabiliți voi, le stabilește doctorul. Deci voi nu aveți voie să retezați nicio aluniță sub nicio formă. Și atunci, având mare atenție pentru aceste aspecte, pentru aceste detalii, voi o să vă îmbunătățiți clientela. Pentru că dacă te duci ca și client undeva și îți retează o aluniță, gândește că sunt șanse destul de mari să se întâmple două lucruri. Ori acea persoană nu mai vine la tine, ori este posibil să te dea, să-ți facă o plângere pentru, sper să nu greșesc, este un anumit articol în codul penal care este ca un fel de vătămare corporală, dar este mai ușoară. Dar voi puteți să răspundeți pentru acea vătămare corporală ușoară. Dacă nu greșesc, se numește slutire, a sluti, a urâți. Cam așa s-ar traduce. Și dacă această lege, din câte știu eu, încă mai e valabilă, se consideră ca un fel de vătămare corporală. Și vătămarea corporală este un lucru foarte grav. Adică dacă acea persoană vrea să te dea în judecată, ea va câștiga. Și poate să-ți ceară tot felul de daune care mai de care. Dacă judecata te declară acel client care a retezat o aluniță că tu ai făcut o greșeală foarte mare și dă lui dreptate, tu atunci e posibil să ai niște probleme. Adică e posibil să-ți pierzi locul de muncă, în primul rând,
Și în plus asta te obligă să-i dai niște bani pentru că e retezat o anumită. Și în plus asta nu e vorba că poate nu se ajunge atât de departe, dar ideea este că va curge sânge, se va crea o situație foarte urâtă, acea persoană va ajunge acasă sau o să vadă că pune mâna și vede că îi curge sânge și atunci automat e posibil chiar să ducă la cancer, retezarea unei alunițe sau pur și simplu, dacă nu este cancerigenă și nu este o problemă cu acea alunință, îți vei pierde un client pentru că el a zis, stai un puțin, mă duc și iau, te m-a tăiat pe gât, Nu există așa ceva, nu aveți voie să treceți cu vedere aceste detalii. La fel cum am observat că și la clipuri, voi nu vă uitați, de exemplu, dacă durează 6 minute un clip, voi vă uitați că am avut 2 minute. Dar dacă îi dați pe repede înainte, voi pierdeți informații prețioase. Și la fel, la un tutorial am observat că din 30 de minute, voi urmăriți undeva la 5 minute, 6 minute, 7 minute. Ceea ce e puțin, 5, 6, 7 minute din 30 înseamnă că voi ratați foarte multe detalii, pentru că atât cât ai sărit, urmărind un tutorial, nu e vorba de mine, e vorba de orice tutorial, că m-am uitat și la alți frizeri cum se uită pe tutoriale și nu au răbdare să stea 20 de minute sau 40 de minute să uite la un tutorial. Eu am răbdare să mă uit la un tutorial și de 40 de minute pentru că învăț niște lucruri de acolo. Sunt momente când eu dau skip, dau să sar un pic mai în față la un minut, mai în față la 3, la 4 și cât sar eu, acolo sunt niște informații foarte valoroase, care pe mine mă poate ajuta să pot să îl tun mai bine pe cel care vine la mine ca și client și atunci fac mai mulți bani, pentru că știți că un frizer nu trăiește doar din salariu și voi știți la ce mă refer. Și ca să fie bine și cu salariu și pe cealaltă parte, trebuie să fiți atenți la aceste detalii. Și în mod special, când vine clientul la voi, trebuie să întrebați în afară de aceste zone sensibile, alunițe, dacă le are și dacă el zice că nu le are, voi trebuie să verificați oricum, dar trebuie să și îl întrebați cum își aranjează părul, pentru că spunându-vă cum își aranjează părul, mulți vin cu părul nearanjat sau proaspăt spălat, el stă în jos, stă teșit, stă zbârlit, stă cum stă el. Dar poate acel client își aranjează altfel părul. Și atunci trebuie să îl uzi părul, dacă ai aflat cum și-l va aranja clientul tău, îl uzi, l-aranjezi un pic cu fânul, dar un pic de tot, deci nu-i faci styling 100%, doar îl aranjezi un pic ca să vezi cum se aranjează părul în forma lui naturală. Și atâta timp cât tu știi cum se aranjează părul în forma lui naturală, după aceea poți să tunzi. Pentru că vezi exact că șuvița asta vine aici, poate e prea groasă, trebuie să o filezi un pic. Poate aici sunt colțurile astea care scad pe frunte și clientul tău nu vrea nici contură aici 100% și poate șuvițele astea trebuie să întreb. Astea vi le lipiți cu fixativ, vi le aranjați cu fixativ și le puneți în breton aici sau nu vă aranjează părul. E foarte important să aflați dacă clienții voștri, clientul tău pe care l-ai pe scaun, dacă își aranjează părul în fiecare zi sau nu, pentru că iarăși e un lucru foarte important. Dacă nu și-l aranjează în fiecare zi, tu trebuie să-l tunzi în așa fel încât lui să-i se aranjeze în fiecare zi pe cât posibil. Poate tu o să obții un rezultat de 60-70%, dar gândește că dacă tu știi cum să-l tunzi și să obții o variantă care nu necesită așa de mult aranjat sau necesită doar introducerea mâinii în păr sau un pic de pudră de talc sau de volum, îmi cer scuze, sau de styling, de volum, sau un pic de ceară la breton, în loc să spui ceară în tot părul, în loc să dai cu pudră de volum în tot părul, sau să-ți dai cu fixativ în tot părul, pur
puteți să scăpați și să oferiți o variantă mult mai simplă pentru client. Noi asta studiem la Academia West, la West Cut Academy, la școala noastră de frizerie modernă. Noi studiem aceste imperfecțiuni, aceste dialoguri cu clientul, pe care dacă nu le ai, tu poți să pierzi foarte mulți clienți. Eu vorbesc din propria experiență și din ce am văzut și la alți frize, dar în mod special din propria mea experiență. De fiecare dată când am greșit, pentru că nu este rușinos să recunoști că ai greșit, în momentul când ai greșit, îți dai seama cum poți să te corectezi. Și dacă te-ai corectat, înseamnă că vei obține rezultate mult mai bune. E foarte simplu. Și atunci, de fiecare dată când am greșit, am încercat pe cât posibil să mă corectez cât se poate de repede. Și atunci am adunat niște informații pe care le împărtășesc cu voi, dacă, bineînțeles, vă interesează cum poți să o duci mai bine, cum poți să-ți creezi un portofoliu de clienți care să vină să tundă la tine și numai la tine și cum poți să faci tu banca și frizer. Pentru că aceste mici detalii, cu aceste mici detalii voi faceți bani. Din acest motiv este foarte important, după ce aflăm cum, dacă are alunise sau zone sensibile clientul nostru în păr, trebuie să le întrebăm cum își aranjează părul, pentru că ne ajută foarte mult. Și numărul 3, trebuie să întrebăm dacă el își face un styling anume, își aranjează părul în fiecare zi sau mai rar. Și atunci voi știți cum la Academia West înveți toate aceste detalii. Și tot ce vă spun eu acum în cursul nostru individual de frizerie modernă este mult mai detaliat. În clipuri este doar foarte puțin, iar la cursuri este în clipuri este 20-30% din informații, iar la curs este 70-80% detaliat din informație, adică voi la cursuri aflați mult mai multe lucruri. Și la perfecționare, pentru că noi avem și perfecționare și inițiere, lucrăm și cu începători, lucrăm și cu persoane care deja tund și au experiență. Și atunci voi învățați la Academia West toate aceste detalii, cum să vă păstrați clienții aproape, cum să nu le creați neplăceri, cum să îi atrageți și cum să îi păstrați, pentru că e foarte important ca acel client care a venit azi pe scaun să vină și peste o săptămână sau două, și peste o lună, și ai vrea să vină și peste 6 luni, și peste un an, și peste 2, și peste 3, pentru că cu cât câștigi mai mulți clienți de partea ta și îi faci să aibă încredere în tine și îi convingi că tu îi tunzi mai bine decât alții, pentru că asta se învață la Academia West, cum să tunzi mai bine pe clientul tău decât îi tund alți frizeri. Și eu, fiind în frizerie, luând contact cu foarte mulți clienți, foarte mulți oameni, am aflat tot felul de procedee și de abordări ale altor frizeri, iar eu am încercat să le elimin la mine în frizerie acele abordări care nu erau bune. Pentru că acele abordări care nu erau bune și pe care, care i-a deranjat pe clienții care mi le povesteau, atunci exact lucrurile care îi deranjează pe clienți, eu le-am reținut și le-am eliminat din conduita mea de frizer, pentru că fiecare frizer nu doar introduce mașina în păr și se duce de jur împrejur, ia un pic de sus și atât. Nu! Un frizer trebuie să știe foarte multe lucruri și să facă foarte multe lucruri și pentru el, și în salon, și pentru clientul lui. Doar dacă ai o viziune completă și o conduită completă, ireproșabilă dacă vreți, atunci și rezultatele vor fi ireproșabile. Clienții vor veni la tine, vei face mai mulți bani, poate și salariul va crește și pe cealaltă parte o să fie și mai bine. Și atunci trebuie să fiți atenți la aceste detalii și aceste detalii sunt doar o parte din lucrurile pe care voi trebuie să le știți. Dacă sunteți atenți, mâine vom vorbi despre un alt subiect surpriză legat tot de conduita frizerului. Dar există două variante. Una de conduita frizerului, niște informații în plus față de astăzi,
doar o parte din ceea ce aflați la Academia West, unde aflați mult mai multe decât vă voi spune în vreun clip. Și mai există a doua variantă pentru mâine, pentru vlogul de mâine, în care subiectul este surpriză. Și atunci, dacă doriți, dați-mi un like, dați-mi un share puternic la acest clip și dacă v-a plăcut, abonați-vă, trebuie neapărat să vă abonați și ne vedem mâine într-un nou vlog de frizerie. Te salut!